Contribuabilii care și-au achitat taxele până la data de 31 martie au beneficiat de o reducere de 10%. Plata taxelor se poate face în două tranșe, fără majorări, până pe 31 martie, respectiv 30 septembrie. De această reducere au beneficiat până în prezent peste 12.800 de persoane din municipiu care au contribuit semnificativ la creșterea numărului de bumplatnici. Valoarea plăților efectuate de către aceștia în primele 3 luni ale anului este mai mare cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. S-a încheiat, este adevărat, 31 martie reprezintă două termene, atât pentru cei care vor să plătească integral, urmând să beneficieze de o bonificație de 10%, dar și pentru cei care vor să achite în două tranșe. 31 martie este și termenul pentru prima tranșă de plata impozitelor pe an. Practic se împarte în două tranșe, 31 martie este termenul pentru primul semestru și 30 septembrie pentru cel de-al doilea semestru. Cei care n-au reușit să plătească nici în tranșe, nici integral, începând cu 1 aprilie, și nu este o păcăleală, sunt prevederile codului fiscal, începând cu 1 aprilie, li se aplică penalități de 2% pe lună. Bonificația de 10% se aplică în fiecare an și este acordată celor ce achită plata integral pe anul respectiv. Creșterea încasărilor la Giurgiu este determinată și de introducerea taxei de habitat, dar și de noile puncte de colectare. Cei care nu achită la termen obligațiile fiscale se vor alege cu penalizări. Programul de lucru la Serviciul de Taxe și Impozite Locale Giurgiu este de luni până vineri, între orele 8 și 15, iar pentru a evita cozile de la ghișee, oamenii pot achita sumele datorate și online.